Jacob Finstra, soția sa și cele trei fiice ale lor împărtășesc experiența lor de a ajuta la cernerea cenușii unei case care a fost distrusă în incendiul Marshall din Colorado. Ei au reușit să găsească bunuri personale pentru un proprietar îndurerat, inclusiv obiecte din atelierul ei de artă. Numele meu este Jacob Finstra, sunt aici cu familia mea, soția mea Stephanie și fiicele mele Rachel, Austin și Megan și lucrăm aici cu Samaritan Spurs. Când am ajuns astăzi aici, nu știam cu adevărat la ce să ne așteptăm, dar a fost pur și simplu uimitor să o cunoaștem pe Carla în această dimineață. Am auzit puțin mai multe despre povestea ei și am aflat mai multe despre ea fiind aici cu ea. Ne-am mutat acum 8 luni. Niciodată nu ai crede că noua ta casă va arde din temelii. Casa ta este ca mamei tale și de asta ți este dor. Poți fi oriunde între patru pereți oarecare, dar nu este același lucru cu ceea ce ai pus tu în jurul tău în fiecare zi. Așa că roagă pentru această siguranță de acasă. Este atât de incredibil să vezi cât de dezastroase au fost aceste incendii și cât de dăunătoare pot fi pentru Carla și familia ei și pentru toți cei care au trecut prin asta. Mi-au găsit niște bijuterii care au o însemnătate aparte și un pahar din atelierul meu de artă. Geaca din pielea fiicei mele era acolo și doar o bucată din ea a supraviețuit, dar era cea mai importantă parte care avea numele ei pe ea. Da, iar inelele e cu adevărat un șoc că le-au găsit, pentru că sunt atât de multe resturi, dar au putut să cerceteze și să le găsească cel puțin. Nu le poți purta, dar le ai. Sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Doar faptul că găsesc lucruri care contează pentru ea și pentru viața ei mă face atât de recunoscătoare că pot veni să o ajut. Aceasta nu va fi ultima mea implicare ca voluntar. Vreau să mă întorc și vreau să fac așa ceva ca să ajut oamenii și să fiu parte din viața acestor oameni. La fel, ca mamă, îmi place să-mi văd copiii aici lucrând din greu și lucrând alături de alți oameni. A fost grozav să văd asta și am muncit din greu, așa că sunt recunoscătoare pentru fetele care sunt dispuse să-și murdărească mâinile și să facă tot ce este necesar pentru a-și duce treaba la bun sfârșit. Cred că cea mai bună modalitate de a învăța dragostea lui Dumnezeu și ceea ce crezi tu, mai ales ca părinte pentru copiii tăi, este să-i faci să te vadă că faci asta, nu să le spui despre asta. A muzicală pe care le repet copiilor și întotdeauna îmi place să le spun, dacă ar fi ușor, toată lumea ar face-o. Asta nu ar trebui să vă oprească să ajutați. Orice lucru care merită făcut în mod normal necesită un anumit efort, iar asta merită.